Credeți că acum când s-a anunțat a treia oară, a treia licitație cu privire la spațiile de utilizare la aeroport, gata, istoria se încheie de data asta? Până la moia lumea deja dacă începe... Dacă să le convii și iesă a treia oară, istoria se va încheia. Dacă nu, ca cu concursul la, pentru funcția de procuror general. Actualul procuror general, care a fost Răbdiș și promulgat și cu concurs, deci el era pe locul 3, corect? La concurs precedent. 2. 3? 3. Era Iachimoschi, Dimciucin și Munteanu. Pe locul 3. A? Concurs plahoi. Da. Cu mulți, nu știu, hop, căruci, că dintre cei doi, походul nu era nici unul al lor. Și când am de pe locul 3 persoana, că a devenit numărul 1, și eu, vezi, da, ce, pe, cac, băi, parcă nici nu au fost probleme toți anii ăștia cu acest concurs. Vă așteptați de la nou procuror, fac ceva, acțiuni concrete sau? Dacă dumnealui, dacă dumnealui a fost desemnat de ei și pentru dâns s-a anulat concursul precedent, nu? Dar cum poți să aștept? Poți să aștept la ce e, ca bă, și azi de ce de ei acolo, știi? Adică, de-am să fac așa bespredel, ca un, face unii pe timpul Plăhătniuc, ori mai puțin, că e mălea că tot sunt mai pro-evropeschi decât pe timpul Plăhă, știi, guvernarea. Asta urmează să vedem. Dar procurorul legal era Alexandru Stoianov. Procurorul legal era Alexandru Stoianov. De asta, știi cum, tățămul care a venit și a acceptat să vii în locul lui, îi trebuie să înțeleagă că asta fixă și când accept să îmbli într-o haină străină, când accept să mergi într-o mașină furată, dar prejudicată te faci честный покупатель, o переоформești mașina pe водой, intermediar, știi, că tu zici, păi, dar eu sunt честный покупатель, că eu sunt trile, știi cum? Cam asta imitează azi. Este urât, Gheorghe, ce să-i spun. Dar încă ceva despre acest aeroport și licitație. Domnul Andrei Spânul le recomandă procurorilor să nu calculeze cât costă un drum și cum se face, el vorbește și despre drumul, dar să se ocupe de prinderea hoților. Reacția vine după ce domnul Spânul a fost întrebat despre punerea sub acuzare a șefului administrației de stat a drumurilor în dosarul construirii drumului Lova-Bumbăta. Da. Ei deja dau în direct sugestii procurorilor ce se ocupe? Gheorghe, acest lucru s-a făcut tot timpul. Cu ce deosebesc ăștia de azi, deși precedenți de tăți, că eu fac asta, mă știam de la televizor și îmi postări pe Facebook, știi cum? Că înainte plăhiș, trebuie să fac o combinație, să duc o mașină operativă, să-l aduc pe un procuror, să-l ies telefoanele într-o parte, știi cum? Să-l aduc pe la GBC, acolo să-l întâlnească și Serioja Iralov, să-l duc într-un cabinet, să-l îmbrobuie, să-l pregătească. Voi, cu placa, îți vorbești așa, așa, dar nu teme că nu e în așa ruc, că ceva spunem în guș. Adică era tam țăla combinație, înțelegi? Azi, как бы, nu mai sunt plicuri cu scrisorile secrete, înțelegi? Adică se face așa cum ai văzut tu, știi cum? Mai vedeți tot atcrâta, savremenă, pa-evropeschi, înțelegi? Oh my God! Cu alte cuvinte, chiar dacă să presupunem că ceva s-a întâmplat, fie la aeroport, fie pe gaz, fie pe păcuri, fie pe nu știu unde, oamenii nu trebuie să aștepte la niciun fel de investigații serioase și dosare serioase. Vom lupta în continuare cu ușor? Nu, sunt unii procurori care își fac meseria și dacă cineva din procurori, fără implicarea politbiroului, poate fi și reușit încă o dată, dar într-un caz când un procuror inteligent, tu înțelegi că azi multe chestii nici nu trebuie să raportate. Conform regulamentul care este și în procuratură și în MAI, pur și simplu, la noi s-a deprins tot din 1992, s-a glasovat, înțelegi? S-a rucăvostam. N-a dat pa savietovața s să nu mănânci vun astea. S-a încheiat istoria asta cu doamna Veronica Dragălin versus doamna Tatiana Răducan și comisia Preveting? Nu. Credeți? To be continued. Da? Конечно. Nu, acolo îți spun că oricum ei vor să o evacueze, dar încă o dată, Gheorghe, mădre, astăzi era o problemă, că la Gonța, spre exemplu, era destul zvii odată în 3 luni,
E ca, poate nu chiar odată, dar sigur odată în lună jumătate, odată în două luni, ca să discut toate zaloturile a guvernării. Amu trebuie de făcut emisiune cu Gonța de 4 ori pe săptămână. Înțelegi că să nu le uiți pe tăi care le fac ei. Deci, încă o dată, noi trăim într-un durdom total, Gheorghe.